5 carbohidrați pun în dietele de slăbit dietele bogate în proteină și sărace în carbohidrați au suficiența de epți, datorită efectului de pierdere în greutate rapidă și a rezultatelor încurajatoare. Însă, pe termen lung, și mai ales pentru a evita efectul yo-yo, este indicat să urmezi o dietă sănătoasă, din care să nu lipsească niciun nutrient esențial, inclusiv carbohidrații. 5 carbohidrați buni în dietele de slăbit află și tu ce tipuri de carbohidrați poți să mănânci când ești la dieta. Carbohidrații sunt împărțiți în două categorii generale, există carbohidrați buni și există carbohidrații răi pentru siluetă și pentru sănătate în general. Carbohidrații răi pot crește riscul de a suferi de afecțiuni cardiace sau diabet și se referă la pâine albă, gogoși, prăjituri și alte astfel de alimente pe care ar fi bine să le eviți dacă vrei să slăbești. În schimb, carbohidrații buni se digeră lent, îți conferă o senzație de sațietate pe termen lung și chiar pot să-ți reducă riscul de a te îmbolnăvi de afecțiunile menționate. În general, carbohidrații buni sunt bogați în fibre excelente pentru o digestie sănătoasă, de aceea sunt un ajutor de preț în dietele de slăbit. Top 5 carbohidrați pe care îi poți consuma când vrei să slăbești 1. Quinoa Dacă ești un fan al alimentelor sănătoase, probabil ai auzit deja de quinoa, acest tip de cereale originare din America de Sud, unde sunt supranumite chisaia mama sau mama tuturor cerealelor. O porție de quinoa de 185 de grame are 220 de calorii și te menține sătul timp de câteva ore, datorită conținutului mare de fibre, 21% din doza zilnică recomandată. În plus, quinoa nu are deloc colesterol și conține proteine, o doză mare de fier, 15% din doza zilnică recomandată, mangan, fosfor și magneziu. 2 Paste integrale, atunci când ții dietă, programul tău devine mai aglomerat, pentru că pe lista ta zilnică sunt adăugate multe activități, trebuie să gătești diferite tipuri de mâncăruri, să faci cumpărături și să fii mereu atent la ceea ce mănânci. Pentru momentele în care nu ai timp să gătești ceva elaborat, pastele din făină integrală sunt o soluție excelentă. Pastele integrale se prepară în 2 timpi și 3 mișcări și, pentru a menține rețeta cât mai dietetică, amestecă-le doar cu sos de roșii, sare, piper și puțin busuioc proaspăt, un deliciu. 3. Orez brun Asemenea pastelor integrale, care sunt mai bune pentru siluetă și sănătatea ta decât cele rafinate, orezul brun este mai sănătos decât orezul alb o porție de orez brun de 200 grame, nu are colesterol și este o sursă excelentă de fibre, 14% din doza zilnică recomandată, proteine, magneziu și vitamina B3. Aceeași porție de orez brun are 216 calorii și este foarte sărac în grăsimi, așa că poți include orezul brun în dieta ta de slăbit. 4. Leguminoase conform Harvard, nu? Leguminoasele reprezintă un aliment grozav pentru sănătate și, spre deosebire de mult mai popularii cartofi, care îngrașe, leguminoasele sunt opțiuni mai bune. În plus, leguminoasele precum fasolea babe, năutul, lintea, soia sau mazărea sunt surse foarte bune de carbohidrați care se digeră lent. 5. Mulgur popular în special datorită salatei tabboulec, cu mult pătrunjel, bulgur, roșii și zeamă de lămâie, mulgurul înseamnă, practic, boabe de grâu prefierte și măcinate grosier. Mulgurul se gătește foarte ușor și, în funcție de sortiment, poate fi suficient să l ții un pic la muiat în apă fierbinte asemenea celorlalte tipuri de carbohidrați buni, bulgurul îți menține senzația de sațietate timp îndelungat și este o sursă minunată de fibre, doar o jumătate de cană de bulgur îți oferă 5 grame de fibre. Ei bine oameni dragi, dacă doriți să slăbiți, treceți mai întâi pe la medicul specialist să vă recomande o listă de alimente benefice pentru dumneavoastră și întrebați-l și ce părere are despre carbohidrații buni. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!